Adriana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Încep știrile! Programele de sprijin pentru agricultura lui 2022 au fost prezentate într-o conferință de presă susținută de Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii. Practic s-au anunțat măsurile prin care MEADR vrea să își susțină și mai ales să dezvolte vectorii care formează acest extrem de important domeniu. Important atât pentru viața de zi cu zi a populației, cât și din punct de vedere al aportului financiar la bugetul consolidat al României. Referitor la programul Tomata, după ce se va finaliza perioada de înscriere în program, deci avem actul normativ, va fi adoptat și publicat în Monitor Oficial, începe înscrierea fermierilor în program, pentru că am schimbat modalitatea. Până acum nu puteai să-ți impui niciun indicator de rezultat decât la final. Când se termina perioada de comercializare, oamenii se înscriau, fermierii se înscriau în program, făceai plățile și cam asta era totul. Acum nu. Trebuie să mergem predictibil să vedem câți fermieri se înscriu în program, unde au aceste spații protejate în care vor produce, ca să putem veni complementar cu acele măsuri pentru asigurarea desfacerii. Și după aceea putem vorbi de indicatorii de rezultat raportat la balanța comercială la care făceam referire în materialul nostru, pentru că e greu să-ți propui ceva dacă nu știi câți fermieri se vor înscrie în program. Mă refer aici la cu cât se poate diminua cantitatea de produse și de tomate sau legume în balanța comercială. Deci asta putem să discutăm după finalizarea perioadei de înscriere în program. Și a doua întrebare este cu cartel mai general, referitoare la Planul Național Strategic. Ieri, domnul Mihai Iubitru de la DGAGRI mi-a confirmat că în săptămâni trecute Comisia Europeană a solicitat celor 9 state membre care încă nu au depus planurile naționale strategice, dintre care figurează și România, să le depună cât mai repede. Nu știu dacă s-a făcut referire la un termen anume, ați primit această adresă și cum intenționați să răspundeți? Am primit această adresă. Eu pe 17 luni sunt la Consiliul de Ministri la Bruxelles și o să-i mânez comisarului Wojciechowski scrisoarea de răspuns la această solicitare. Evident că trebuie să depunem planul cât mai curând posibil, asta e intenția noastră, dar niciodată nu voi accepta să trimit la Bruxelles un document atât de important și strategic cum este Planul Național pentru perioada 2023-2027, fără să-l discut cu fermierii, să-l dezbatem exact pe principiul pe care vi l-am enunțat mai devreme și care, până la urmă, să fie un document util României și fermierilor români și agriculturii românești. Zeci de mii de legumicultori ar putea ajunge în imposibilitatea de a primi ajutorul de minimis dedicat producției de legume în spații protejate în anul 2022. Motivul ar fi condițiile prea dure impuse pentru accesarea acestui sprijin. Într-un comunicat de presă remis către AgroTV, Sindicatul Producătorilor Agricoli OLT atrage atenția asupra câtorva probleme regăsite în draftul de hotărâre pentru aprobarea acestui program. În comunicatul transmis de Sindicatul Producătorilor Agricol OLT se arată că acea cantitate de 5600 kg pe 1000 de metri pătrați pentru cultura de tomate timpurii în spații protejate, precum și perioada maximă de recoltare prezentată în draft, sunt imposibil de atins de către potențialii beneficiari ai acestui program, deoarece conform tehnologiei de cultura a tomatelor în spații protejate, regăsită și în tratatul de legumicultură, epoca de plantare a tomatelor în solarii începe pentru ciclul 1 din martie până în aprilie, perioadă în care, conform draftului, beneficiarii sprijinului ar trebui să comercializeze, iar perioada de recoltare a tomatelor se face începând cu luna mai, pentru tomatele extratimpurii, iar pentru cele timpurii începând cu luna iunie și până în luna august. Deci, recoltarea se poate face conform tehnologiei de cultură după minim 60-75 de zile de la plantare. Pentru buna desfășurare a programului și pentru ca acesta să fie accesat de către un număr cât mai mare de fermieri, vă propunem ca pentru ciclul 1,
producția de tomate destinată comercializării să fie de 3.000 de kilograme pe 1.000 de metri pătrați și perioada de valorificare să fie prelungită până la data de 15 iulie, dată de la care începe recoltarea tomatelor cultivate în câmp deschis. Se arată în adresa transmisă de SPA Olt către Ministerul Agriculturii. În același timp, legumicultorii mai cer efectuarea unui singur control pe teren, realizat cu minimum 15 zile înainte de recoltare, spre deosebire de cele două controle prevăzute în draft. Mai mult, fermierii cer și un buget mai mare pentru această schemă de sprijin. Am observat că bugetul alocat acestui sprijin este de numai 45 milioane de euro. Având în vedere că un singur beneficiar poate primi 4.000 de euro pe ambele cicluri de producție, la un calcul sumar, putem observa că doar un număr de aproximativ 11.250 de beneficiari vor intra la plată, mai transmite SPA Olt. Sprijinul cuplat în sectorul vegetal va intra la plată abia la primăvară, anunță Adrian Pintea, directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. În exclusivitate pentru AgroTV, șeful APIA a precizat că aceste plăți nu pot începe mai devreme de luna mai, pentru că atunci au fermierii termen să depună documentele necesare pentru solicitarea acestei subvenții. Când intră banii pentru sprijinul cuplat la legume? Sprijinul cuplat la vegetal, întotdeauna undeva în luna mai, pentru că sunt termene pentru depunerea acestor documente pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal și doar în luna mai se vor face aceste plăți. Da, dar dosarul nu este blocat dacă are doar sprijin cuplat vegetal, atunci da, va aștepta atunci, dar dacă a avut și alte forme de sprijin, dosarele au fost decuplate astfel încât pe restul schemelor de plată să le poată lua. Haideți să revenim la obiectivele astea pe care le aveți în 2022, da, și agenție. Așa este, anul 2022 va fi, pe lângă activitatea curentă pe care noi deja o pregătim, pentru că pe lângă finalizarea plăților finale, demarăm cumva, pregătim campania 2022, în care îmi doresc, acum depinde și situația pandemică cum va evolua, dar îmi doresc să facem la fel ca și în anul anterior, să sperăm că și anul acesta vom reuși, poate și mai multe, să facem niște caravane de informare, chiar și pentru campania în curs, pentru campania 2022, cu toate că este ultimul an de tranziție. Și să-i spun așa, deja fermierii sunt familiarizați cu formele de sprijin și cu toate schemele de plată pe care APIA le acordă anul acesta. Și aș face precizarea că toate formele de sprijin pe care noi le-am acordat anul anterior vor fi acordate și anul acesta. Și vom face aceste, undeva în luna februarie, vom face aceste caravane de informare, sau îmi doresc să le facem. Și să pregătim toată campania astfel încât la 1 martie să putem da startul primirii cererilor unice de plată aferente anului 2022. Plățile ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermierii care au depus cereri de plată la APIA în 2021 vor începe în curând. Este anunțul făcut de Adrian Pintea, directorul general al instituției, în cadrul emisiunii Agricultura la raport. Acesta a precizat de asemenea că plățile pentru fermierii din sectorul zootehnic vor începe mai devreme decât cele pentru sectorul vegetal. Este în consultare publică și este pus pe site-ul Ministerului Agriculturii hotărârea de guvern pentru ANT, atât pentru vegetal cât și pentru zootehnie. Pentru ANT-ul, fiind în consultare, urmează să fie aprobat prin hotărâre de guvern atât plafoanele pentru ANT vegetal și zootehnie, și vom începe cu ANT-ul pentru zootehnie. Pentru că la vegetal o să mai așteptăm, pentru că mai avem pentru in și pentru tutun termene pentru a depune documente. Dar pentru zootehnie, imediat ce va fi aprobat hotărârea de guvern, vom stabili și cuantumurile în funcție de plafoane, avem deja efectivele eligibile, astfel încât vom acorda de îndată și aceste plăți. Pentru că știm foarte bine că ANT-ul, Ajutoarele Naționale Tranzitorii, atât pentru vegetal cât și pentru zootehnie, se acordă din bugetul anului următor, respectiv bugetul anului 2022. Acestea fiind aprobat, hotărârea de guvern este deja pe circuit,
va fi aprobată, stabilim cuantumurile și vom face plății. Compania Netagro a finalizat marele concurs Punem Fermele în Mișcare, concurs cu premii importante dedicate fermierilor care au luat parte la această inițiativă. Firește, AgroTV a fost gazdă bună și bucuroasă pentru acest eveniment, dar cei mai încântați au fost agricultorii cărora norocul le-a surâs acum, în această perioadă complicată. Haideți să cunoaștem un fermier câștigător care, de acum înainte, își va continua afacerea de la volanul unei mașini de teren oferite de compania Netagro. Mă bucur să vă mânez marele premiu. Noi mai mult. Și nu în ultimul rând, finalul, cheia, care este cea mai importantă. Mulțumim. Felicitări, toți stăpânii sănătoși. Suntem bucuroși că sunteți partenerii noștri. Cum este să începeți anul cu o mașină nouă? Îți dați seama, e o bucurie, e un noroc și e o bucurie, e un moș venit. Crăciun, mai devreme. Ați urmărit extragerea? Da, da, da. Chiar am văzut-o, ne-am bucurat, evident. Și e un lucru bun pentru noi. Doamna a câștigat acest premiu. Ea e administratorul de PFA. Avem o activitate familială, comună și ne bucurăm de ce facem și de ceea ce s-a întâmplat legat de câștigul acestei mașini. Spuneați la un moment dat că veți mai concura de acum încolo. Netagro v-a adus un premiu destul de însemnat. Da, din punctul nostru de vedere, ca activitate și relație cu Netagro, legat de agenții și persoanele care se ocupă de lucrul care avem între noi, păstrăm o legătură, dorim să ne dezvoltăm împreună și să ținem relațiile de colaborare și să le facem cum trebuie. Cum a fost atunci când s-a extras biletul și ați fost nominalizați câștigători? Am simțit o mare bucurie, nu mă așteptam, dar norocul a fost de partea noastră. Și sperăm să mai câștigăm și altă dată. Vă gândeați să vă cumpărați o mașină nouă? Avem un plan. Chiar avem un plan să luăm după sărbători să achiziționez o mașină. Și Netagro deja v-a făcut un cadou? L-a făcut. Deja nu mai fac alt plan. Fac alte planuri legate de investiții. Mă bucur că vă aflu astăzi aici ca să mânăm mașina cea nouă, premiul 2 al campaniei Pune Fermele în Mișcare. Ce pot să zic? Mă bucur că clienții noștri au încredere în produsele noastre, în primul rând, cât și în sfaturile pe care le oferim. 2021 a fost un an foarte solicitant, știe, cred că se cunoaște, și, nu știu, în continuare simt că pot să fim alături de fiecare fermă, de fiecare fermier în parte, cu sfaturi și cu produse excepționale ca până acum. Una din ultimele trei fabrici producătoare de zahăr din România, cea de la Luduș, județul Mureș, se va închide în perioada imediat următoare. A dezvăluit în direct la emisiunea Agricultura o șansă pentru România Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară. Mai mult, șeful Federației Sindicale din Industria Alimentară a avertizat că nici fabrica de zahăr de la Bod, județul Brașov, nu ar mai avea mult de trăit. De mâine, spun de mâine generic, în România nu mai sunt decât două fabrici de zahăr din 33, se închide și fabrica de zahăr de la Luduș. Eu vreau să discut împreună cu colegii din patronate și am și stabilit cu ministrul agriculturii și cu ministrul finanțelor să găsim o soluție, pentru că este inadmisibil să vii să câștigi o groază de bani ani de zile, poate să provoci un faliment, da? Că este foarte ușor de provocat un faliment, și după ce ai încasat sume uriașe, să închizi fabrica, să pleci din țară și, la fel cum au făcut nemții de la Oradea, să începi să aduci zahăr din altă parte pe motiv că nu vrei să-ți dezamăgești clienții pe care i-ai avut. Păi, domne, ne-ai lăsat fără locuri de muncă, ne-ai lăsat fără bani la bugetul țării și ai plecat cu banii în țara ta. Chiar suntem atât de nepăstuiți de soartă ca să acceptăm toate gogomăniile astea? Parcă mai e în zonă pe acolo fabrica de la Bod, nu? Care are acționari și cultivatori locali sau ceva de genul ăsta. Să ne rugăm să rămână băcarea aceea și cu a doua, că nu mai știu care e cealaltă. Trebuie să știți că fabrica de la Bod anul trecut n-a procesat și n-a făcut un gram de zahăr. Rău. În momentul de față se aude că se vinde. Nu, da. Sunt foarte convins că se va vinde unei persoane, unei firme, unei persoane juridice interesate să producă, pentru că au fost bătălii imense date inclusiv de primăria Brașov, cu primăria Bod probabil, ca acea fabrică să dispară și terenul să se transforme într-un parc imobiliar.
Despre asta vorbim. Iar v-am dat o noutate. Pe lângă problemele devenite deja clasice, pomicultorii se confruntă și cu vizitatori nepoftiți. Cerbii și căprioarele, mai ales în zonele cu livezi situate pe dealuri, produc mari pagube fermierilor. Nu se pune problema uciderii acestor animale, dar pentru a proteja pomii fructiferi este nevoie de multă muncă și de investiții pe măsură. Iar banii pentru investiții, ca peste tot în agricultură, sunt foarte greu de obținut. Colega mea, Elena Picu, a realizat un reportaj despre pomicultorii care se confruntă cu această problemă. În zonele deluroase, incredibil, dar adevărat, cele mai de temut animale sunt cervidele. Dacă cerbii se freacă cu coarnele de pom până îi rup, căprioarele le mănâncă suculenta coajă de pe tulpini. În timp ce în majoritatea zonelor din județul Argeș, dar și din România, oamenii se plâng de prea multele atacuri ale urșilor, există, iată, și o zonă din județul Argeș unde nu urșii produc pagube, ci gingașele căprioare. Căprioarele vin noaptea și nu le putem alunga și apoi nu știm momentul în care vor veni. Și ca să le păzim zi de zi sau noapte de noapte, e peste puterile noastre. Nu numai căprioarele distrug puieții tineri, aceștia sunt preferați și de alți vizitatori nepoftiți. După cum ați văzut, în toată livada, în jurul pomilor tineri, am câte trei araci, să le zic, care, pentru a le proteja împotriva căprioarelor. Mascurii, chiar dacă trec la 2-3 săptămâni prin grădina mea, se freacă cu coarnele de pomi și până la urmă aceștia se usucă. Acest lucru poate fi preîntâmpinat și individual, prin împrejmuirea fiecărui pom cu câteva scândurele așezate vertical, dar și prin protejarea cu plase din material plastic. În același scop, pomicultorii mai în vârstă aplică și acum o metodă moștenită din străbuni, și anume spoirea tulpinilor cu un lapte de vară amestecat cu bălegar de vacă, lucrare recomandată a se face de 2 ori pe an, primăvara de vreme și toamna mai târziu. Un incendiu extrem de violent a distrus toate furajele de la o stână. Mai exact, a ars în totalitate o anexă gospodărească în localitatea Berezlogi, comuna Șirețel din județul Iași, acolo unde erau depozitate furajele pentru animale. La locul evenimentului, salvatorii au acționat 3 autospeciale de intervenție și stingere și un echipaj de prim ajutor calificat de la secția de pompieri Pașcani. Nu au fost înregistrate victime omenești, spun cei de la ISU, care au reușit să salveze toate animalele de la stână, limitând astfel pagubele fermierului. O pădure din județul Vrancea atrage zeci de vizitatori, însă motivul nu este peisajul, de altfel extrem de frumos, ci bogățiile pământului pe care aceștia le pot culege. Este vorba despre prețioasele trufe care se pot găsi cu ușurință în pădurea de la Gura Caliței. Zeci de căutători vin aici cu câini special antrenați și culeg prețioasele ciuperci pe care le vând cu sute de euro kilogramul. De un an de zile, din iulie și până în mijlocul iernii, pădurea din Rașca este invadată de căutătorii de trufe. Vin români din toată țara, dar în special din Moldova. Pregătiți cu câini special antrenați și cu unelte speciale, oamenii sapă pământul pentru a găsi trufe. Aici, în pădurea asta de lângă dumneavoastră, se găsesc niște ciuperci foarte scumpe. Ați auzit de ele ceva? Trufe se numesc. Nu știu, mamă, nu știu ce sale. Eu sunt bătrân, eu știu ce sale a trufi, ce sale a ciuperci. Păi, dintr-un kilogram, cred că v-ați plăti toate datoriile dintr-un an. Da, le n-avem datorii, n-avem nevoie de astea, da. Noi mâncăm vara burez din de-aldii astea, cum să zice, pâinișoare, galbiori. În satul Rașca viețuiesc aproximativ 100 de persoane, majoritatea în vârstă. George este unul dintre cei mai tineri locuitori. Are gospodăria chiar la marginea pădurii, care altora le aduce bogății peste noapte. Ar începe și el să caute trufe, însă îi este imposibil să cumpere un câine special dresat, care costă peste 5.000 de euro. Ca un fel de nuci, așa, micuții, mai mari, mai mici. Dar foarte scumpe. Foarte. Ați avut curiozitatea să gustați? Nu. Nu. Veneau mașini multe? Foarte multe. Cum era aici? Păi aici erau... sunteți într-un capăt de... Într-un capăt de sat, de zonă, de munte, de păduri. Și dintr-o dată trafic mare? Foarte mult. Și noaptea căutau. Noaptea erau foarte multe mașini. Erau câte 20-30 de mașini, să nu exagerez.
Primarul comunei pe raza căreia se află pădurea cu trufe spune că primii căutători ai prețioasei ciuperci au apărut în primăvara anului trecut. Vestea a circulat rapid, iar din toamnă au fost chiar și 50 de mașini într-o zi. Problema este că acești căutători de trufe sunt considerați un fel de braconieri, pentru că în căutarea valoroaselor ciuperci acționează haotic și distrug prin săpăturile pe care le fac habitatul natural. Pe mine nu mă deranjează. Da? Este... momentul de față pe mine nu mă deranjează, dar deranjează, cred că, pădurea, în primul rând. Că scormolește în pădure, deci ei nu iau n-au autorizație, n-au trecut să știm de ei. Umblă cu câini, umblă, trebuia să știu ca primarul cu localității, trebuia să vină, băi, intrăm și noi, avem o autorizație să controlăm, să facem afaceri la tine în comună. Trufele albe sau negre se folosesc în bucătăriile occidentale și sunt considerate condimente exclusiviste. Un kilogram de trufe albe costă până la 3.000 de euro. Cum poți face agricultură în spațiul cosmic dacă tot vrem să plecăm pe alte planete? Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă acum astronauții de pe Stația Spațială Internațională, care și-au început săptămâna cu experimente de agricultură spațială. Cultivarea plantelor în spațiu este esențială pentru a menține echipajele sănătoase și asta pentru că NASA și partenerii internaționali au în plan misiuni umane pe Lună, Marte și nu numai. La fel ca oamenii care trăiesc în spațiu, gravitația redusă afectează plantele, iar oamenii de știință vor să învețe cum să cultive cu succes culturi în spațiu, pentru ca echipajele să se descurce cu mai puțin sprijin din partea Pământului. Un experiment în această chestiune a început vara anului trecut, Stația Spațială Internațională, cu o specie de plante pe care oamenii de știință o utilizează în mod frecvent pentru cercetare. Studiul include efectuarea de alterări genetice, care să genereze un răspuns în rezerva de poliamine, un grup de compuși organici care modulează reacțiile plantelor la stresul de mediu. Acum astronauții au recoltat lăstarii și rădăcinile plantelor cultivate pe plăci Petri și i-au depozitat într-un congelator științific pentru analize ulterioare. Oamenii de știință cred că în viitorul apropiat, cosmonauții vor putea produce hrană pentru a-și spori cantitatea de alimente pe care o pot lua cu ei în cazul călătoriilor de lungă durată. De altfel, rezultatele par încurajatoare. Acum aproape 7 ani, astronauții de pe Stația Spațială Internațională au avut în meniu o salată verde crescută în spațiu, fiind pentru prima oară când au fost consumate legume cultivate în afara Pământului. Semințele de plante folosite în experimentele spațiale cresc sub fascicule de lumină roșie și albastră pentru a le stimula dezvoltarea. Acest sistem a dus la o recoltă bogată în sera de pe Stația Spațială Internațională în 2014, dar plantele nu au fost mâncate. Ele au fost duse pe Pământ pentru a fi testate. Agenția Spațială Americană trebuind să se asigure că astfel de plante sunt sigure pentru consum. Urmează câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră. Cultura de cereale păioase este o sursă importantă de hrană la nivel mondial, dar pericole ascunse precum bolile foliare pot afecta major această cultură. Corteva AgriScience lansează Verben, cel mai performant fungicid pentru cereale păioase recomandat în primul tratament. Cu cea mai avansată moleculă, Verben combate făinarea și întregul spectru de boli foliare din cultura de cereale. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.